Odată plecat Răzvan Lucescu de la cârma Petrolului și a dus Gigi Mulțescu pentru continuarea luptei de câștigare a campionatului, patronul Lupilor Galben, Dan Capra, a ieșit cu declarații pe marginea acestei schimbări. Încetarea colaborării cu Lucescu Junior a venit pe fondul rezultatelor nesatisfăcătoare ale echipei. Capra a amintit de ratarea calificării în grupele Europa League și de ultimele rezultate din competiție internă. Egalul din ultimul meci de Liga 1 la Panduri a fost picătura care a umplut paharul. Nu neapărat rezultatul a cântărit, cât maniera de joc, a spus Dan Capra, care a avut totuși și cuvinte de laudă la adresa fostului antrenor al Petrolului. Mai rar un băiat ca Răzvan. Este o persoană de mare calitate, a declarat patronul clubului, susținând totodată că între cele două părți a existat o colaborare bună. Capra chiar i-a urat succesului Răzvan în viitoarea sa carieră.